Salariul minim pe țară pentru anul 2020 va crește la nivel brut cu 150 de lei, iar la nivel net cu 83 de lei, precizează oficialii. Rezultatul analizei realizate la nivelul Cancelariei Prim-Ministrului în cadrul grupului de lucru format la solicitarea domnului prim-ministru Ludovic Orban a evidențiat o fundamentare a unui mecanism de majorare a salariului minim brut pe țară în acord cu angajamentul luat de guvern în cadrul programului de guvernare, respectiv o majorare a salariului minim brut pe țară în baza unui mecanism care să ia în considerare o serie de indicatori economici obiectivi, astfel încât puterea de cumpărare a angajaților români să crească fără a afecta competitivitatea economiei românești și fără a afecta echilibrele macroeconomice. Dancă s-a referit și la elemente legate de impactul acestei măsuri. Pentru creșterea salariului minim brut pe țară, obiectivul guvernului este pe de o parte de a acoperi rata inflației pentru a păstra puterea de cumpărare a salariaților și în același timp a majora acest nivel al salariului minim brut pe țară, astfel încât să nu fie afectată sustenabilitatea mediului economic, respectiv de a lua în considerare, pe lângă rata inflației, și productivitatea muncii. Dancă a mai precizat că nu s-a luat deocamdată nicio decizie în privința creșterii punctului de amendă în funcție de majorarea salariului minim. Creșterea salariului minim este nu doar o solicitare a sindicatelor, este o necesitate și se va realiza. Președintele a susținut totodată că va fi dificil de realizat încadrarea în limita de 3% de deficit bugetar anul viitor. Nu știu dacă se va putea ajunge cu deficitul în marja de 3%. Probabil la finanțe se va lucra în continuare pe buget, însă trebuie să fim realiști. Guvernele de până acum au făcut tot felul de promisiuni, s-au stabilit inclusiv prin legea anumite majorări și acestea nu pot fi ignorate sau neglijate. Oamenii au așteptările lor și acestea nu trebuie înșelate. Pe de altă parte, este nevoie de reluarea unui program serios național de investiții publice, care cu siguranță va ajuta economia națională.